Mulți elevi, studenți, știți foarte bine că suntem foarte buni la olimpiade și așa mai departe. Eu cred că mulți vor veni înapoi și bineînțeles că depinde și de politicile statului român. Sigur. Care îi pot atrage pentru că până la coadă trebuie să trăiască și ei, să aibă copii, să aibă familie și să câștige niște bani. Eu, în general, sunt un om optimist, nu pesimist. Deci n-am să vin să spun că cine știe ce catastrofă va fi. Depinde și ce relații își fac acolo, ce fel de cunoștințe au și cum se afirmă și până la coadă este libera lor alegere.